Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în Direct. Discutăm astăzi despre concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjuncți în cadrul unităților de învățământ din județul Satu Mare. Mai mult de atât, tot de la noi veți afla în această seară când ajung manualele pentru elevii claselor a 11 și a 12-a, acele manuale gratuite care se dau din acest an și pe care ministrul Educației le-a promis încă din vară. Pentru toate acestea, am invitat astăzi în platoul Informația TV pe domnul Călin Durla, inspector general școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Bine ați revenit la noi în platou. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație și sper să vă pot da răspunsuri la cât mai multe dintre întrebările pe care le veți avea. Da, și noi așa sperăm. Vom începe cu primul subiect, cel pe care l-am enunțat mai înainte. Dar înainte de toate, vă invit și pe dumneavoastră, dar și pe noastră, cei de acasă care ne urmăriți în fața televizoarelor, să urmărim un scurt material. Profesorii care s-au înscris până în 2 octombrie în cursa pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct vor susține examenul miercuri. Proba scrisă va consta în rezolvarea unui test grilă cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive și competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Timpul de lucru va fi de maximum 120 de minute. A doua probă din concurs se va desfășura în 17 octombrie și va dura până în 17 noiembrie. În tot acest timp, CV-urile candidaților vor fi analizate în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie și pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate. Mai apoi urmează interviul în fața comisiei de concurs. Aici se apreciază calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an. Sunt declarați admiși candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor 3 probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte. Afișarea rezultatelor concursului se va face în data de 18 noiembrie anul acesta. Profesorii vor putea depune contestații începând cu data de 21 noiembrie până pe 23 noiembrie. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor se va face între 24 și 9 decembrie. Validarea în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister se va face în 16 decembrie anul acesta. Miercuri, toți cei care doresc să ocupe aceste posturi, și aici ne referim bineînțeles la profesori, vor susține proba scrisă. Domnule inspector, câți astfel de candidați avem în acest prezent, în acest moment, în județul Satu Mare? Din păcate, destul de puțini. Așteptăm la mai multă lume, mai mulți doritori pentru aceste care să opteze, să candideze pentru ocuparea acestor funcții. În perioada prevăzută de calendarul concursului, respectiv din 13 septembrie până în 2 octombrie, au fost depuse un număr de 182 de intenții sau de candidaturi pentru anumite școli, de către un număr de 165 de persoane. Numărul de candidaturi este mai mare pentru că, așa cum prevede metodologia, o persoană se poate înscrie pentru ocuparea mai multor funcții de concurs. În urma verificării acestor dosare, care au fost, așa cum am precizat, încărcate pe o platformă dedicată acestui concurs electronic, în condiții de confort de către fiecare candidat, chiar și de acasă, dacă avea acces la internet și un calculator sau un laptop, au fost admise 178 din cele 184 intenții de a ocupa funcțiile, respectiv, respinse au fost 4. De ce s-au respins cele 4? Avem 4 situații de respingere. Una dintre ele, o persoană, nu este membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional, prin urmare nu poate candida. O a doua persoană s-a înscris, s-a validat pe platformă, dar nu și-a încărcat niciun document. Probabil că a făcut un test, doar, să vadă dacă funcționează. O a treia persoană nu are studiile corespunzătoare pentru ocuparea postului de director adjunct la o anumită școală, adică nu are studii universitare. Iar cea de-a patra opțiune a fost respinsă pentru că acea persoană și-a depus intenții de a ocupa funcția în aceeași unitate de învățământ, atât pentru funcția de director, cât și pentru cea de director adjunct.
După cum prevede legea, în unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților, una dintre funcții este condiționată de acceptul minorității respective. Și cum persoana nu avea acest accept, candidatura pentru funcția de director adjunct a fost respinsă, rămânând acceptată doar cea pentru funcția de director. Prin urmare, din cele 165 de persoane, 162 de persoane vor susține, sunt așteptate miercuri să susțină proba scrisă. Și toate îndeplinesc toate condițiile, toate îndeplinesc pentru, toate a condițiile pentru a participa la cele trei probe. Da, da, toate au fost. 162 sunt, spuneți-ne, este un număr destul de mic. Vă așteptați la un număr mai mare. Din păcate, cei de acasă trebuie să știe că au fost unități de învățământ în județul Satu Mare, unde nu a existat nici măcar o persoană care să dorească să ocupe aceste posturi. Da, avem 20 de funcții de director pentru care nu s-a manifestat nicio intenție de a participa la concurs și 17 funcții de director adjunct în acea situație. Nu s-a depus nimeni niciun dosar. Din păcate, sincer, mă așteptam la mai mulți candidați și mai ales și la candidați care nu au ocupat în prezent aceste funcții. Vreau să vă spun că dintre cele 163 de persoane admise, doar 19 nu sunt actualmente ocupante ale acestor funcții de director. Să zicem că toată lumea, toți cei care au fost directori, ajung directori în deplinătatea meseriei, au vrut să-și deci, continue. Marea majoritate și-au depus intenția de a continua, de a participa la concurs și, repet, doar 19 persoane care nu ocupă în prezent aceste funcții s-au înscris la concurs. Dintre aceste 19 persoane, interesant este că doar 6 nu au mai ocupat nicio funcție de conducere sau îndrumare și control. Prin urmare, avem doar 6 noi doritori de care să ocupe aceste funcții. Acum, cu siguranță, această funcție vine cu anumite responsabilități. Obligatorie. De ce, să zicem așa, fuge lumea de ele? Este o întrebare mai dificilă. Fiecare își face propriile calcule, fiecare dintre profesorii care îndeplinesc condițiile de a ocupa aceste funcții își fac propriile calcule. Probabil că răspunderile sunt foarte mari comparativ cu remunerația și atunci mulți dintre colegii mei preferă să nu își asume această răspundere și să își vadă liniștit de cariera didactică fără să se gândească la o carieră în managementul educațional. Un alt motiv este poate că și faptul că nu s-au organizat concursuri până acum de 8 ani de zile și poate pe unii dintre colegii sperie acest concurs și modul de organizare poate că îi determină să fie mai reticenți la prezentarea la concurs, având în vedere că este prima dată când subiectele la proba scrisă sunt elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și vor fi transmise comisiei de concurs doar în dimineața zilei de 12. Poate și aceste aspecte, poate și bibliografia vastă i-a făcut să fie mai reticenți, nu știu. Multe. Ați spus pe primul loc partea financiară, cu siguranță mulți se gândesc și la timpul pe care da. Îl pierd, între ghilimele acum folosesc acest petrec, cuvânt, să spunem. Petrec, ocupându-se de buna organizare și bunul mers al unității de învățământ. Cât câștigă un director cu aproximație, domnule inspector? Nu pot să vă dau astfel de detalii, nu cunosc. Au față de un profesor care este la catedră, au doar în plus indemnizația de conducere, care este între 18% până la 35%, mai mult. Dar, fiind profesor la catedră, poți să ai și o diriginție, unde ai deja un 12%. În urmare, diferența de salariu nu este foarte mare, în schimb, răspunderea este mult mai mare și, așa cum ați spus, și timpul pe care un director îl petrece în școală ca să asigure bunul mers al instituției, este mult mai mare decât al unui profesor care este doar profesor și nu este manager al școlii. Spuneați că avem 20 de funcții de director pentru care nimeni nu a dorit să-și depună candidatura sau și 17 funcții da. De director adjuncți. Nici măcar directorii care sunt acum în funcție nu au vrut să își continue
Sunt situații și de acest tip în care directorii în funcție nu și-au manifestat intenția de a se înscrie. Deci nu s-au înscris la concurs, dar sunt și unii care nu pot să se înscrie la concurs. Adică nu sunt membri în Corpul Național de Experți în Management Educațional. După cum știți, pentru numirea prin detașare în interesul învățământului, în situații excepționale în care nu ai pe altcineva, nu dorește nimeni altcineva, poți să apelezi și la personal didactic titular în sistemul de învățământ, dar care nu este membru în Corpul Național de Experți. Și am avut situații în această toamnă, la luna august, de fapt, în această vară, când am avut unități de învățământ unde nicio persoană care să fie membră al Corpului Național de Experți să dorească să ocupe funcția de director. Și atunci am fost nevoiți să apelăm și la persoane care nu îndeplinesc. De asemenea, am avut situații, tot aici le-am mai discutat, de unități unde n-a vrut absolut nimeni și am ajuns să ne rugăm de colegii noștri, barem unul, să accepte să ocupe această funcție. Unde sunt aceste școli, domnule? Păi, vreau să vă spun că în mediul rural, mai ales, și... Puteți să ne dați două, trei exemple, acum 20 sunt multe. Să le unde sunt aceste școli? Da. Nu le țin pe de rost toate, dar vreau să vă spun, la Agriș, nu avem la școala gimnazială Ciurii Balint Agriș, nu avem candidat la școala gimnazială Cămărzana, la școala gimnazială Căuaș, la școala gimnazială Petrimor Bogdand, la școala gimnazială numărul 10, Satul Mare, la școala... Deci chiar și în municipiu. Chiar și în municipiul Satul Mare. Așa cum am spus, nu mi-am încheiat ideea, deci sunt situații în care unii colegi nu pot candida, cum este exemplu de la școala Ion Creangă, unde colega care este director nu este membru în corpul de experți, dar la numirea directorilor nu am avut altă persoană care să dorească. Alți colegi de-ai noștri se apropie de vârsta pensionării și s-au gândit că mai având un an până la pensie sau câteva luni până la pensie, s-au gândit că ori să lase pe alții, ori să nu se expună unui stres, pentru că nu este ușor să te pregătești pentru un concurs de asemenea învergură și mai ales nu este ușor să te prezinți. Trebuie să te pregătești serios, să faci dovada calităților pe care le ai. Și atunci, și este și un stres, să fim sinceri. Și eu am trecut prin acest stres și nu este ușor, să știți. Ce toți anume sunt asupra se vor ta? Întâmpla mai exact în cele ce urmează, aici mă refer la aceste 20 de posturi, rămânem puțin la ele. Cum vor fi puși directori aici? Conform metodologiei de organizare a concursului, după cum ați și prezentat în material, în 16 decembrie este finalizarea practică a concursului. În conformitate cu prevederile actuale ale metodologiei, dacă o funcție nu se ocupă prin concurs, în urma concursului, fie că n-au fost candidați, fie că nu au promovat candidații, că se poate întâmpla și acest lucru, atunci se va numi o conducere interimară prin detașarea interesul învățământului. Noutatea este că acele persoane care ocupă în prezent aceste funcții nu mai pot fi numiți prin detașare în interesul învățământului dacă nu au promovat concursul. Fie că nu s-au prezentat, fie că nu l-au promovat, nu mai pot fi numit. Și atunci există vom apela... Există câteva criterii care, bineînțeles, se iau în considerare în momentul când va fi numit un director, de exemplu, la școala 10 din Satul Mare? Vom aplica cam aceeași procedură pe care am aplicat-o și în toamnă, cu consultarea corpului profesoral. Nu avem de unde să scoatem pe altcineva și normal este ca acei colegi de-ai noștri profesori, exact cum am procedat și în vară, am consultat colegii membrii corpului profesoral și în urma consultării am stabilit și am ascultat, așa cum v-am spus, în general, ceea ce au dorit colegii noștri din școala respectivă. Va fi periclitată într-un fel bunul mers al unității de învățământ? Pentru că da, nu este director, nu este director adjunct sau... Directorul ajung până nu. Se va stabili cine va fi directorul, atunci preia atribuțiile, cum anume? Vreau să vă spun că o școală nu va rămâne fără director nicio secundă. Pentru că nu automat cum se încheie concursul în 16 decembrie, automat îl și eliberăm din funcție. După ce se finalizează, după ca vom proceda la aplicarea acelei proceduri și în funcție de prevederile ministerului, vom proceda la numirile noilor directori.
Așa că nu vom elibera un director de școală până nu vom avea un alt precizată director. O altă persoană. Sau poate același director. Sau, depinde cum va mai fi pe vremea respectivă. Acum, mă iertați un pic, vreau să vă spun că din ce am înțeles că au fost date declarații, am înțeles că practic se dorește ca aceste numiri să fie făcute cu începutul semestrului 2. Nu știu practic legal dacă se va putea amâna până atunci, dar este o discuție pe care am auzit. O să vedem ce se va întâmpla la momentul respectiv. La polul opus avem școli unde avem prea mulți candidați? Nu cred că există termenul de prea mulți. M-aș bucura să fie foarte mulți. La fie cu cât e mai mare concurența, cu atât ai mai mult, ai bază de selecție, cum se spune. Nu avem prea mulți candidați la nicio școală. Avem, într-adevăr, școli care au numărul maxim de candidați pentru anumite funcții. La noi în județ este de 3. 3 candidați la unitate de învățământ. Doar 3. Într-adevăr, deci nu este deloc mult. Chiar nu. E exact cât trebuie pentru a se stimula unul da, un pic de competiție. Mâine va avea loc extragerea supraveghetorilor din rândul cadrelor didactice, membrii în comisiile de concurs, da. De la ora 10 la sala multimedia. Da. Mâine, deci vom ști exact cine anume îi va supraveghea pe profesori. Care dintre profesori îi va supraveghea pe profesori? Pe candidații la funcție de director. Da. Da, deci conform metodologiei, comisia de organizare stabilită de către inspectorul școlar va, în plenul comisie, va proceda la tragerea la sorți a supraveghetorilor în sălile de concurs. Pe lângă acești supraveghetori, mai există și un responsabil de sală desemnat din rândul comisiei de organizare. Așa cum ați spus dumneavoastră, acești supraveghetori fac parte din comisiile de concurs, pentru că pentru fiecare unitate de învățământ, în data de 28 septembrie, s-a emis decizia de constituire a comisiei de evaluare din cadrul concursului. Și aceștia deja sunt cunoscuți și din rândul lor vom extrage numărul de persoane de care vom avea nevoie. Autoritățile locale se implică în vreun fel în organizarea acestor concursuri? E nevoie de cineva din executiv, din legislativ, ca membru reprezentant în aceste comisii de, nu neapărat de supraveghere, ci cele care vor vedea exact CV-urile, care vor vedea la următoarele probe în fața cărora se va susține interviul și așa mai departe. Da, este o noutate. Pentru prima dată în sistemul de învățământ din România, în baza legii 1, legea a fost din 2011, comisia de evaluare conține un coordonator, este formată dintr-un coordonator, reprezentant al inspectoratului școlar, doi membri din unitatea școlară, profesor titular ai unității școlare, titulare în Sistemul Național de Învățământ, de regulă membri în Corpul Național de Experți și doi reprezentanți ai autorităților locale. Vreau să vă spun că sunt într-o situație fericită și vreau să le mulțumesc pe această cale autorităților locale care au răspuns pozitiv solicitărilor noastre și au desemnat în termenii legali membrii în comisiile de concurs, spre deosebire de alte județe unde colegii de-ai mei, inspectorul școlar general, se confruntă cu o problemă că unele primării nu le-au desemnat membrii comisiilor de concurs. Eu, repet, sunt fericit și mă bucur și asta datorită faptului că autoritățile din județul Satu Mare au înțeles faptul că e nevoie de sprijinul lor, e nevoie de implicarea lor și în toate comisiile avem membrii în comisia de concurs. Da, deci spuneți că totul s-a făcut ca la care, s-au respectat procedurile, da. S-au stabilit în fiecare OAT în parte câte doi reprezentanți, mă gândesc că din consiliile locale, care să... A fost decizia autorităților locale, fie... noi nu avem dreptul să ne... În aceste comisii, da. Doar că știm prea bine, cum am văzut și de la nivel central, încă de la începutul acestor discuții pe baza concursului, au fost partide politice care s-au opus. Acum, ceea ce ne interesează este dacă și de la nivel local aveți astfel de probleme în cadrul UAT-urilor din județ, ca oameni din anumite formațiuni să încerce să pună cumva bețe în roate acestor concursuri sau celor candidaților sau așa mai departe. Nu, deci la nivelul județului Satu Mare, așa cum am spus, nici un UAT nu a fost să nu transmită
lista cu membrii în comisii. Nu a fost nicio opoziție, așa cum am mai spus. Autoritățile locale din județul Satu Mare, indiferent de culoarea politică, au dat dovadă de maturitate și de implicare în organizarea acestui concurs. Sunt preocupați de cum se desfășoară. Eu, repet, mă declar foarte mulțumit și încă o dată le mulțumesc pentru acest lucru. Probabil că experiența care a fost în județul Satu Mare în perioada 2005-2008, când poate mai țineți minte, județul Satu Mare a fost județ pilot în aplicarea descentralizării în sistemul național de învățământ, a avut aceste efecte. În perioada respectivă, autoritățile locale aveau o foarte mare autonomie, o implicare în sistemul de învățământ și poate că, datorită acelei experiențe, autoritatea locală de la noi din județ se apleacă spre învățământ. Da, și ne bucurăm să au răspuns pozitiv și, repet, indiferent de culoarea politică, toate primăriile din județ au desemnat candidații, nu au pus niciun băț în roate, cum se spune. Da, ne bucurăm că și telespectatorii ne urmăresc și vă întreabă unul dintre ei cum pot fi cadre didactice încadrate cu note mici, 2 și 3 la concurs. Era o profesoară la Botiz de română, engleză, nu știa nici substantivul. Da, e o întrebare în care sunt de acord cu părerea telespectatorului noastră. Dar, din păcate, penuria de personal didactic afectează și județul Satu Mare. Nu prea avem, așa cum nu avem suficienți candidați, să spunem, pentru funcție de director, nu avem suficienți candidați nici pentru ocuparea funcțiilor didactice. Știți că am mai discutat în acest platou, sunt multe motive, până la urmă și totuși nu au putut fi încadrați în baza notei de 2 și 3. Persoanele care nu au promovat concursul, deci au obținut sub 5, nu au putut fi repartizate. În schimb, au avut dreptul la un nou concurs, un concurs de subliniere organizat fie de inspectorul școlar în perioada începutului septembrie, fie de unitatea de învățământ. Și probabil că atunci colega noastră la care face referire s-a pregătit un pic mai mult și a făcut o notă peste 5. Și abia în baza notei de 5 a putut fi repartizată. Da, da, știți cum e, cu siguranță cei de acasă se întreabă ce facultăți au făcut oamenii aceștia și mai ciudat e și noi că mulți întrebăm. Dintre ei chiar sunt la catedră de foarte mult timp și în momentul în care trebuie să promoveze un examen, iau note din acestea sub 5, e rușinos. Da, este. Este, cum nu toți suntem la fel, despre pregătirea acestor colegi nu pot să fac afirmații, pentru că sunt pregătiți de sistemul universitar de învățământ, iar felul în care se pregătesc ei pentru concursuri este o chestie personală. Din păcate, tot mai puțini absolvenți de facultăți didactice sau tot mai puțini absolvenți de facultăți se îndreaptă spre sistemul de învățământ. Și de ce să ne ascundem și datorită salariilor mici? Care da, într-adevăr, este tot timpul. Acesta este un aceasta argument. Este o problemă pe așteptăm care... Așteptăm și noi și dumneavoastră, cred că noi, ziua în care să primiți procentul suficient din PIB-ul României. Doar acela care este legal. 6%, cel puțin. Să vă puteți desfășura activitatea altfel. Acum revenind puțin la concurs. Vreau să vă mai spun puțin referitor la motivarea profesorilor. Să știți că foarte mulți dintre colegii mei stau la școală nu numai datorită salariului, sunt motivați, sunt și alte feluri de a fi motivați. Cariera didactică, dragostea față de copii, să știți că trece pe locul întâi în dauna banilor, la cei care avem un pic mai multă vechime în sistem. Dar tinerii, absolvenții proaspeți de facultate, în primul rând se gândesc la faptul că urmează să-și întemeieze o familie. La partea financiară. La partea financiară. Deci dacă nu este plătit, normal că nu se... Și nu, să știți că nu cer salarii exorbitante. Salarii decente. Dacă ar avea un salariu decent, să știți că foarte mulți dintre tinerii care termină școală s-ar îndrepta spre sistemul de învățământ. Pentru că este un sistem frumos și cu multe, multe realizări și cu multe satisfacții. Și altele decât cele financiare.
Dar revenim la concursul de profesori, am spus, va avea loc miercuri 12 Cele directori. octombrie de director, da, îmi cer scuze. Li se va da un test grilă prin care li se vor testa aptitudinile cognitive și competențele manageriale. Uma, din ce au trebuit să se pregătească? Tot vorbeați de o bibliografie stufoasă. Și cum anume vor fi diferențiate cele două, partea cognitivă și competențele manageriale? Deci, au primit, odată cu afișarea concursului, s-a primit și bibliografia care conține o parte de legislație. Normal, legile obligatorii care trebuiesc cunoscute de către un director de școală, respectiv legea 1, regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, și o parte de bibliografie din cărți de specialitate de management. Trei, respectiv trei cărți, capitole din aceste cărți. Testul grilă va conține, nu știu câți item, nu știm încă, pentru că nu, așa cum am spus, Totul este secret ca la da, bacalaureat. subiectele vor fi elaborate la nivelul ministerului, dar indiferent câți vor fi, jumătate din ei vor conține întrebări din management educațional, adică din acele trei cărți din bibliografie, iar jumătate sunt întrebări de care vor testa aptitudinile cognitive. Oarecum, eu așa am înțeles, așa am traduc eu, întrebări de logică. Acum, cei de acasă cu siguranță se întreabă, având în vedere că comisia care supraveghează viitorii directori este formată tot din dascăli, ei sunt dascăli, se cunosc într-un fel sau altul. Sigur. Nu vorbim despre o comisie de supraveghere a elevilor, ci de semeni de ai lor, colegi de ai lor. Vor fi aceștia Sigur, poate nu mai. subaltern. Da, vor fi aceștia cumva mai îngăduitori, mai. Se vor lăsa așa puțin, să zicem, poate prostiți la nevoie, dacă e Eu nu. cred că nu. Vreau să vă asigur că noi, inspectorul școlar, am depus toate diligențele necesare ca acest concurs să fie tratat și să se desfășoare în condiții de corectitudine maximă. În primul rând, conform prevederilor procedurilor de desfășurare a probei scrise, un profesor supraveghetor nu poate să fie din aceeași școală din care provine candidatul. Da, dar Deci, orașul satul oarecum, mare este mic, dacă și ne județul este raportăm la mic. județul, Vă rog este mic, să imposibil să nu te se mai. cunoști cât de cât. Absolut, în satul mare ne cunoaștem foarte mulți. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum prevede procedura, responsabilii de sală vor fi inspectori școlari. De asemenea, tot ce se va desfășura, toate probele care se vor desfășura în acest concurs vor fi supravegheate audio-video. Pe lângă faptul că vor fi supravegheate audio-video, atât proba de scrisă, cât și proba de interviu și de evaluare a curriculumului vitae, pe lângă că vor fi înregistrate audio-video, aceste înregistrări vor fi transmise și la Ministerul Educației, Educației Naționale și Cercetării Științifice. Nu cred că un coleg de-al meu, responsabil de sală, sau un coleg de-al meu supraveghetor, își va risca poate cariera, poate și altceva, ca să fie mai indulgent pentru cine și pentru ce. Chiar nu văd de ce Eu s-a v-am întrebat riscat. asta în contextul în care, dacă s-ar întâmpla așa ceva, nu mai vedem și cred că nici dumneavoastră nu mai vedeți rostul acestui examen, acestui concurs, unu și doi, v-am întrebat și pentru că vorbeam de profesori și știu foarte bine, a avut loc acel examen la începutul lunii septembrie, sfârșitul lunii august, acum nu știu Da, a fost dacă examenul știu bine. național în luna iulie și cu suplinirea în luna Și septembrie. rezultatele nu au fost tocmai cele pe care poate vi le-ați dori Da. dumneavoastră și la nivel de județ. Am văzut și noi, telespectatorii vin și ne spun, păi, profesorii au primit note mici, 2, 3. Deci au fost foarte, foarte multe cazuri, un procent mic de probabilitate și atunci poate de aceea am Da. insistat să vă întreb. Nu, vreau să continui puțin ideea și eu cred că nu se pune problema acești candidați la concursul de
pentru ocuparea funcțiilor de director sunt oameni serioși. Marea majoritate, așa cum am spus, sunt directori în funcție. Nu cred că le trece prin cap ideea de a frauda acest examen. Asta, în primul rând. În al doilea rând, supravegherea va fi, așa cum am spus, drastică și serioasă și înregistrată în totalitate. În al treilea rând, chiar nu văd de ce și-ar risca viitoarea evoluție în carieră. Un coleg de-al meu, director în funcție sau candidat. Pentru că dacă un candidat este surprins că încearcă să fraudeze examenul, va avea interdicție timp de 8 ani să mai ocupe o funcție de conducere, îndrumare sau control. Și nu cred că este de dorit. Nu cred că cineva își dorește. Da, de acord, un eșec nu este ușor de tolerat. Dar și asta face parte din viață. Acum, nu totdeauna avem bine mintea, omului succese. Este șugubiață, găsește tot timpul soluții. A românului? Nu doar a românului, a tuturor. Încet, încet, dacă e, se găsește ideea potrivită. Dar sperăm să nu se întâmple așa ceva. Spuneați și chiar dumneavoastră, pe lângă această probă, urmează încă două. Una este analiza CV-ului, a doua este interviul susținut de către candidat în fața comisiei. Din punctul nostru de vedere, care ar fi profilul ideal al candidatului pentru postul de director? Să știți că un director de școală ar trebui să aibă foarte multe calități, așa cum au colegii, marea majoritate a colegilor mei care ocupă aceste funcții. Acum, de ce spun asta? Pentru că, în primul rând, trebuie să fie un profesor bun, renumit în comunitatea lui, recunoscut de către colegii lui și care să fi demonstrat în cariera didactică multe calități. În al doilea rând, e nevoie ca un director de școală să aibă calități manageriale, fără de care nu poate să conducă o școală, și apoi trebuie să aibă cunoștințe de legislație vaste. Foarte multe legi guvernează sistemul nostru de educație. De asemenea, e nevoie de a avea cunoștințe financiare. Apoi, e nevoie să aibă o relație foarte bună cu comunitatea. După cum știți, o școală fără aportul comunității nu se poate dezvolta. Deci, multe calități trebuie să aibă un director. Și mai ales deschidere. Deschidere față de nou. Generațiile de copii se schimbă foarte rapid acum datorită și a informației și mai ales a volumului de informații și mai ales a circulației informației. Da, într-adevăr, trebuie să aibă o minte deschisă, să se alipească într-un fel, să facă front comun atât cu profesorii, dar și cu elevii, să știe foarte bine. Îmi cer scuze, da. Nu e nicio problemă. Ideea este în felul următor. Am povestit, ne-a spus profilul. Acum e unul așa general. Da. Într-adevăr, vom vedea noi pe urmă cine, ce, cum a gândit că așa este potrivit. Așa ar fi. Însă, bine. Acești candidați trebuie să conceapă un plan operațional pe un an de zile, un plan managerial. Acum, să ne spuneți dumneavoastră, care sunt elementele cheie, sensibile și totodată realiste, în primul rând, pe care acestea trebuie să le cuprindă? În primul rând, trebuie să-și prezinte un plan de dezvoltare instituțională. Dacă unitatea la momentul organizării concursului nu a avut, sau dacă avea un plan de dezvoltare instituțională care este pe o perioadă mai lungă, el, candidatul pentru o anumită funcție, trebuia să facă o analiză acestui plan de dezvoltare instituțională și în baza acestei oferte, în baza acestui plan de dezvoltare instituțională, trebuia să aibă un plan operațional pentru un an de zile. Normal, orice plan trebuie să-și conține obiective, mijloace de realizare, scopuri și cel mai bun și cel mai corect, spun eu, este un plan care este ancorat în realitate și care să răspundă cerințelor comunității pentru care este școala. Da, acum spunea și noastră, într-o școală avem mulți elevi, unii mai buni, alții mai fac năzbâtii, se întâmplă multe lucruri,
directorul și directorul adjunct trebuie să fie pregătiți întotdeauna să intervină, să aibă soluțiile cele mai potrivite. Este, cred că, foarte important ca să știi cum să reacționezi rapid și într-un mod inteligent. Da, este important, foarte important. Nu toți avem același tip de reacție, nu toți avem același tip de gândire. Fiecare, unii gândim mai bine, alții gândim poate mai încet, alții mai repede. Este o calitate necesară pentru un director. Să știți că nu este ușor să conduci o unitate de învățământ unde ai, să zicem, 400 de copii. 400 de copii au fiecare nevoile lor, au părinți, au bunici, au dorințe, este destul de... Bine, nu fiecare... Directorul nu reacționează sau nu relaționează cu fiecare dintre ei. Mare parte, la nivel general, ia la nivel decizii general, care influențează pe fiecare. Absolut. Și ia decizii în ceea ce privește conducerea unității și fiecare diriginte sau învățător ia legătura cu părinții. Atunci, până la urmă, dacă nu direct, barem prin colegii, profesori sau învățători, directorul are legătură cu familia și cu comunitatea. Și nu este atât de ușor. E, să știți, e o funcție grea și delicată, cu mare răspundere. Și vă dau un exemplu simplu. Orice se întâmplă într-o școală, directorul, orice se întâmplă negativ, o întâmplare, cade un copil sau cine știe câte alte întâmplări pot avea loc, directorul este cel care răspunde. Deci, a căzut copilul respectiv? Unde era profesor de serviciu sau se încaieră doi copii? Unde era profesorul de serviciu? Unde era dirigintele? Deci e o răspundere foarte mare. Categoric, toate aceste lucruri într-un fel se sparg în capul directorului pentru că este direct responsabil de cele bune și cele rele din o unitate de învățământ. Și sunt multe lucruri care nu poți să le prevezi. Și eu personal am avut o întâmplare. Copilul meu, într-o pauză, a alergat, s-a alunecat și s-a lovit la genunchi. Nu poți să acuzi nici învățătorul, nici directorul, pentru că nu poate să stea cineva cu el de mână. Nu ai atâția profesori câți elevi. Și vă dați seama cum sunt copiii, mai ales la vârste mai mici, sunt zburdalnici, au energie, au hiperenergie și mai avem o problemă care este o problemă a vremurilor noastre. Copiii acasă fac foarte puțină mișcare. Poate și datorită lipsei spațiilor de joacă sau a terenului de sport, dar asta nu atât de mult, pentru că la noi în județ, în municipiu, chiar avem destul de multe față de alte municipii. Însă, datorită volumului și foarte mare de învățat pe care îl are copilul, un copil care dorește să învețe la toate materiile are mult de lucru, datorită meditațiilor pe care părinții îi îndrumă și datorită, zic eu, elementul cel mai care le consumă cel mai mult timp, calculatorul. În loc să iasă să se joace în curtea blocului sau pe teren de sport, mulți copii preferă să joace în fața calculatorului. Și atunci ei oricum energia o au. Și unde și-o vor consuma? La școală. Ore de sport sunt două pe săptămână. Și copiii mai au și pauze. Și atunci această hiperenergie își descarcă bateriile. Acum directorii, bineînțeles, dar și cadrele didactice, dar acum vorbim despre directori, vor trebui să fie și mai precauți pentru că știm că elevii din acest an au mai multe drepturi. Da. Și, bineînțeles, sunt sigur că se vor folosi de ele tot timpul când vor avea ocazia sau se vor simți nedreptățiți. Acum, revenim puțin la concurs, încă o întrebare vreau să vă pun. Unii parlamentari, pentru că revenim la ei, într-un fel sau altul, spun că examenul nu va fi promovat de nici 90% dintre candidați, bineînțeles pornind de la tot felul de motive pe care atât dânsii, dar și sindicatele le-au invocat. Care este părerea dumneavoastră? Ce rezultate, așa, înainte de examen, înainte să aibă loc prima probă, ce considerați? În primul rând, consider că sunt pesimiști acei parlamentari.
Așa cum am mai spus la un moment dat, tot în acest platou nu-mi place să fac pronosticuri. Eu sunt convins însă că procentul celor care vor promova examenul acesta va fi mai mare de 10%. Eu zic simțitor mai mare. Eu am încredere că toți acești colegi ai mei care s-au înscris, indiferent că sunt directori în funcție sau doar candidați, s-au pregătit în mod serios, au luat în mod serios acest lucru și eu cred că procentul celor care vor promova proba scrisă va fi peste 50%. Eu sper cât mai aproape de 100%. M-aș bucura ca toți să ia concursul, să avem director cu concurs, cu un mandat de 4 ani, care le conferă o stabilitate, o predictibilitate și pot să-și ducă la îndeplinire proiectele și ideile. Acest interimat, care, după cum am mai spus tot aici, durează de 8 ani de zile, nu este performant, ci nu este contraproductiv pentru sistemul de învățământ, spun eu. M-aș bucura ca toți să-și promoveze examenul, iar acolo unde este normal că nu vor putea fi toți numiți directori, pentru că sunt și locuri unde avem doi sau mai mulți candidați, iar acolo unde este concurență, cel mai bun să câștige. Mă vom vedea, nu mai este foarte mult timp. Nu mai este foarte mult timp. Probele încep până în decembrie, în 16 vom afla rezultatele. Până atunci, cu siguranță și dumneavoastră veți mai veni aici la noi în platou. Cum să drag, discutăm, bineînțeles, despre toate aceste, cum au decurs lucrurile, cum decur lucrurile, dar până atunci stăm și ne uităm doar și vom vedea și miercuri ce vom face. Dumneavoastră, noi profesor. Nu, noi organizăm. Ați organizat. Vreau să vă mai spun ceva legat de promovabilitate. Este așa cum a fost concursul de inspector școlar general sau concursul de inspector școlar general ajunți, au fost concursuri serioase cu bibliografie serioasă, cu subiecte serioase, fără, dacă mai țineți minte, pe înainte vreme sau să mai povesteau anumite pe la colțuri anumite. Aici, de această dată, este, cred că, primul concurs serios în care participă directorii de unități de învățământ și eu... De după cred, 90. Putem să nu pot să spun acest lucru, că n-am fost în mijlocul problemei decât mai târziu. Dar eu zic că faptul că vor promova acest concurs le va conferi o legitimitate colegilor mei și chiar mă vor ajuta în ceea ce mi-am propus de a înlătura influențele, diverse influențe asupra sistemului de învățământ, mai mult sau mai puțin nocive. Să fie doar profesionalismul celor care îl conduc și celor care lucrează în el. Iar odată cu realizarea intențiilor de majorare a salariilor în sistemul de învățământ și sunt convins că inclusiv acest guvern tehnocrat a promis faptul că se gândesc la ajustare, se va ajunge la un moment dat și corpul profesoral va crește în calitate și rezultatele se vor vedea în timp. Categoric tot timpul în timp. Noi am mai discutat aici și despre legea învățământului și despre multe alte lucruri care nu pot să le fie cuantificat efectul decât după ce aștepți o perioadă de la implementare. Acum ar vrea puțin să trec. Nu mai avem foarte mult din această emisiune, însă consider că este foarte important să abordăm cu un subiect pe care l-am enunțat și la începutul emisiunii și aici mă refer la manualele gratuite care vin pentru elevii de clasa 11 și clasa 12. Vă invit și pe dumneavoastră, dar și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să vedem un scurt material. Conform prevederilor legii educației, elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat sau autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale în condițiile legii. Ca să prevină abandonul școlar, Mircea Dumitru, ministrul educației, a aprobat în vara anului acesta procedura de achiziționare de manuale gratuite și pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a.
Vâlcea. Negocierile în vederea asigurării manualelor școlare gratuite sunt coordonate de secretarii de stat Monica Cristina Anisie și Gabriel Liviu Ispas. În toată România există un necesar de aproximativ 3.600.000 de manuale. Pentru 3.300.000 de titluri, oferta negociată cu editurile acoperă solicitările unităților de învățământ. Pentru alte circa 300 de titluri, școlile vor alege dintre manualele pentru care există deja oferte, iar ministerul le va achiziționa. Suma totală de achiziție negociată și agreată este de aproximativ 30 de milioane de lei. S-a dispus finalizarea acestui proces în termenele asumate, comenzile au fost făcute în luna iunie, iar în 5 octombrie era termenul limită până la care manualele ar fi trebuit să iasă din tipografii și să fie livrate către inspectoratele școlare. Acest lucru nu s-a întâmplat. Profesorii și elevii fiind nevoiți să recurgă la soluții precum multiplicarea la imprimanta unui manual cumpărat din librărie, până la fotografierea paginilor și distribuirea lor pe internet. Editorii susțin că întreaga operațiune a început târziu, comenzile pentru tipărirea manualelor pentru clasa 11 și a 12 ajungând abia la începutul lunii septembrie. Tot aceștia susțin că tipărirea tuturor manualelor pentru clasele a 11 și a 12 se va încheia în jurul datei de 20 octombrie, astfel încât pe la sfârșitul acestei luni sunt toate șansele de a ajunge efectiv la elevi. Da, aceste manuale trebuia să ajungă până în 5 octombrie. Nu știm dacă a fost exact așa stabilit. 5 octombrie este și Ziua Internațională a Educației. Nu au ajuns, din păcate. Am văzut și editorii spun că au ajuns prea târziu și au găsit o felul de scuze. Ministerul cu siguranță are și au și ei partea lor de vină, probabil și editorii. Spuneți-ne aici în județ au ajuns să... Deci, concret, procedura de selecție și de contractare a acestor manuale a pornit destul de târziu, datorită unor probleme care au fost la nivel național. Nu sunt în măsură, nu le cunosc oricum, de-abia la finalul lunii august au fost semnate contractele cu editurile. Marea majoritate a contractelor aveau ca termen de livrare data de 5 octombrie. Au fost și două edituri care au un foarte mare număr de manuale comandate, care au primit o derogare încă de atunci, ca dată, având data de 15 octombrie. La nivelul județului Satu Mare avem comandate 50.500 de manuale și la acest moment dat au sosit în județ și deja au fost distribuite către unitățile de învățământ un procent de 61,3%, respectiv 32.200 de manuale. Așteptăm să finalizăm după data de 15, când și cele două edituri li se încheie termenul de prevăzut în contract, vor distribui manualele către depozitul nostru de carte, iar noi, pe măsură ce vor sosi, suntem pregătiți și le distribuim unităților de învățământ. Cum anume se procedează în momentul în care acestea ajung, sunt predate la inspectorat, redistribuiți în... Da, deci în ce formă au fost făcut... este mare, transport, cum ajung? Comenzile au fost făcute de către unități de învățământ pe o platformă, o aplicație a Ministerului, au fost comandate, noi, reprezentanții inspectoratului, am fost la București, ne-am întâlnit cu editurile, am negociat termen, în baza unui contract cadru stabilit de Ministerul Educației, am negociat termenele și prețurile și am căzut de acord cu acele date. Noi, editurile, au obligația prin contract să le distribuie în județ, respectiv la depozitul de carte al inspectorului școlar, iar de acolo, prin intermediul unităților de învățământ, le distribuim acestora. Noi, depozit de carte, neavând mijloace de transport, neavând nici personal, avem doar două persoane angajate acolo. Primesc într-un fel sprijin de la primării, pentru că implică niște costuri, în general, fiecare unitate de învățământ, ba da, de obicei își prevăd de la începutul anului costuri pentru transportul manualelor, pentru că în fiecare an, într-adevăr, poate pentru transportul acestor manuale de clasele a 11 și a 12-a, care sunt noi în proporție de 100%, poate nu și-au prevăzut. Dar acum, pentru liceele din municipiul Satu Mare, distanța nu este chiar atât de mare. Aici și nu mă refeream la cele din mediul rural. Mediul rural avem
puțini elevi, respectiv la Lazuri, Cărești, el aproape, Turt, Starna Mare, Supur. Nu pot să spun că sunt foarte puțin, dar și de acolo unitatea de învățământ mare, au marea majoritate a unităților de învățământ au microbuze, au mijloace de transport. Deci nu este chiar așa o problemă mare transportul de la depozitul nostru de carte la unitatea de învățământ. Mă credeți până la finalul anului, lunii acestea, octombrie, toți elevii de liceu, de clasa 11 și 12, vor avea manuale? Eu am convingerea că da. Am convingerea că până la sfârșitul lunii vor fi toate manualele pe masa elevilor. Din păcate, acest lucru trebuia să se întâmple la începutul anului școlar. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, dar... Au fost luați prin surprindere. Nici nu pot să-i acuz și nici pe cei de la edituri din data de 18-19 august să tipărească un așa mare volum de carte. Nu au avut chiar capacitatea. Avem 6 edituri care până acum nu au livrat niciun titlu. Bine, sunt titluri puține care ar trebui să ajungă la noi în județ, dar totuși nu au respectat termenele prevăzute în contract. Poate că și faptul că marea majoritate a acestor edituri sunt din București și noi, Satul Mare, suntem la cea mai mare distanță de București din țară, poate că ne-au lăsat mai la urmă. Noi am ținut permanent legătura cu ea, responsabilul cu manualele școlare din cadrul inspectoratului școlar zilnic ia legătura cu aceste edituri și îi presăm cât se poate de mult, pe lângă termenii contractuale, îi presăm și cu rugăminți, cu să ne aducă manualele. Dorim să ajungă la cât de repede la copii. Acum, dorința ministrului a fost aceea de a preveni abandonul școlar prin această măsură. Una dintre explicațiile date de probabil în studiile de caz făcute pe elevi, pe părinți și cadre didactice era aspectul financiar. Până acum se dădeau aceste cărți doar până manuale, până în clasa 10-a. La nivelul învățământului obligatoriu. Se va reuși? Într-un fel sau altul, credeți că procentul va scădea? Da. Deci faptul că statul oferă manuale gratuite e un ajutor pentru părinți. Nu mai trebuie să-și comande manualele. Să-și plătească manualele. Da, ideea e că elevul trebuie să-și meargă la școală. Iar da, dar măcar care... una dintre cheltuieli, pentru că este, să știți, o cheltuială importantă aceasta cu manualele. Atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere oarecum moral. Imaginați-vă un copil care nu are suficient bani să aibă manuale și colegului are, cum se simte în clasă și atunci, și asta este o cauză de abandon. Eu cred că va contribui la reducerea abandonului. Domnule Durla, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi și în perioada următoare vă așteptăm să mai povestim mai ales despre concursul de directori. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult și ori de câte ori mă invitați, cu drag voi veni. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Ne vedem miercuri tot aici la ora 6:30. Sunt Sergiu Podină, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici la Informația TV se poate spune adevărul. Toate cele bune!